Deci după 1700 de ani un episcop, ți-am zis când a făcut Dania aceea cu tinerele care riscau să fie date de părinții lor la prostituție, nu era episcop. Nu era încă episcop. Deci eu, pentru gesturile lui de evanghelie întrupată, l-a făcut sigur ca și comunitatea să le aleagă episcop și episcopul ăla să nu fie uitat de atunci și până astăzi și de dăruirea lui se bucură și copiii, și bătrânii, și tinerii până zile de astăzi, nu. Așa ar trebui să fie orice cleric, orice episcop, nu. În Duhul Sfântului Nicolae, adică bunătatea lui și dăruirea lui să nu se uite peste generații. Deci nu s-o uite comunitatea ta, să te țină minte și așa a fost episcop, așa cum îl amintim noi astăzi pe Sfântul Andrei și Aguna. Deci atât că au trecut sute de ani, dar noi încă trăim din puterea și din Duhul acestui formidabil, nu, ierarh trimis de Dumnezeu, nu, să nu uităm și lucrul acesta al numelui. Eu revin la semnificația numelui. Un nume profetic, mama lui, uitată de Sfântul Sinod, care uită că mai au și mame, că probabil că dacă se face monac, după aceea consideră că e ca Melchisedec, e fără mamă și fără tată, nu? Deci, adică noi prăznuim pe Sfântul Constantin și mama sa Elena, nu? Eu știu pentru că am lucrat la propunerea aceasta, nu de alta, dar n-a fost băgat în seamă, nu. Și o spun, că ar trebui să o spunem cu toții, că poate, sigur, că se poate interveni și revizui și continua. Propunerea mea care am făcut-o, dar nu s-a acceptat, nu, din diverse motive, a fost să fie Sfântul Ierarh Andrei și Aguna și mama sa Anastasia. Nu, pentru că fără mama sa Anastasia, el nu, era o problemă dacă fi rămas ortodox, nu. Deci mama sa Anastasia, care purtea nume profetic, i-a dat numele fiului ei, nume profetic. Un copil numit Înviere, iar apoi, care și-a ales nume ca monah, iar un nume profetic. Cuvântul Andrei înseamnă bărbat, bă, fii bărbat, aia înseamnă, clar, nu. Deci un om numit Înviere, un episcop numit jumonah și un episcop numit bărbat, nu. Deci omul ăsta a fost bărbat și a stat în picioare din toate punctele, numai politic. Și a reinventat, practic, ortodoxia în Transilvania. Să ne gândim că dacă nu venea el, cu siguranță, ortodox, mai erau, poate în Transilvania, doar pe linia Brașov, Sibiu, Hațeg, Lugoș, Timișoara. Atâta. Și astea, pentru că, sigur, românii de aici aveau legături cu cei de dincolo de munți. Asta era planul în cele din urmă al stăpânirii austro-ungare. Datorită acestui om numit Înviere și numit bărbat, și bărbat al lui Hristos și bărbat al lui, al neamului și al bisericii, ortodoxia a reînviat. Și cum a reînviat ortodoxia? A reînviat într-o formulă profetică. Și o repet, ceea ce o spun, cu riscul de a-i supăra, că trebuie să-i supărăm, nu? Deci, și pe cei de acaia. Asta e tata, biserica e totuși, sunt totuși toți cei botezați, nu? Iar clericii sunt toți cei hirotoniți și fiecare merită să fie ascultat și în opinia lui, că știți că Dumnezeu lucra și în vechiul, dacă ne uităm în ce anumim noi Vechiul Testament, Amos a fost un păstor, nu? Și a fost profetul lui Dumnezeu, nu? Sigur, Isaia era preot, era în cercurile regale, nu? De la Ierusalim. Dar Dumnezeu a vorbit și de un păstor, nu? Poate să vorbească și prin gura copiilor, și prin gura oamenilor, și prin gura unui diacon, nu? Sau prin gura unui simplu cleric, nu? Deci a spune acest lucru, nu? A reușit performanța aceasta mai puțin flatantă, să-l canonizăm pe Sfântul Andrei, ierarh Andrei și Aguna, anulându-i opera. Adică persoana i-am canonizat-o, deci, băi, ești bun ca persoană, dar statutul nu-i bun. Deci e incomod, nu? Adică ne deranjează mirenii în biserică, nu? De aceea am spus, nu? Și revin și spun că Ardealul acesta, Transilvania teologică, sudul Ardealului, mai bine zis, nu cu fantezii mitropolitane de nord, nu? Aici, sudul Ardealului, deci Brașovul, Făgărașul, Sibiul, aici s-a făcut înnoirea teologică și ecleziologică a ortodoxiei. Aici a spus Sfântul Ierarh Andrei și Aguna, aici s-au scris după aceea două lucrări sau trei lucrări fundamentale, că după mea sunt profetice și ar trebui să le recomentăm și să le rediscutăm în permanență, pentru că sunt încă nereceptate, neasimilate, nu? Și care au fost scrise de niște copii de țărani, pe care mitropolitul, de, încă o dată, de binecuvântată și fericită pomenire, Nicolae
care e râsul cel meritat să fie canonizat numai pentru generozitatea și pentru vizionarismul său profetic pe care l-a avut, preând acești copii de țăran, gândiți-vă, și dau numai titlurile lucrurilor care mi se par profetice. Mireni în biserică, Sibiu 1937, o lucrare de doctorat scrisă de un copil de țăran din Hațec, la 26 de ani, teză de doctorat, 1000 de pagini, mireni în biserică, o lucrare uitată, pe nedrept, și numai cât trebuia uitată, ea trebuia pusă în practică, pentru că a fost comanda și dorința mitropolitului Nicolae ca să vină un teolog să argumenteze infrastructura teologică și canonică a statutului organic șagunian. Deci mireni în biserică e o lucrare încă profetică, pentru că nu-i receptată încă. Și iar cealaltă lucrare este lucrare iară profetică, apărută tot la Sibiu, dar de fiul Brașovului, de părintele Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului. Iisus Hristos este în centrul bisericii. Nu cred că, din păcate, nici pastoralele și nici predica noastră sau lucrarea noastră bisericească din ultimii 30 de ani a fost atât de intens hristocentrică încât să convertească România. Pentru că, să știți limpede, zidurile nu convertesc. Nu ziduri. Zidurile pot să fie o amintire, să ne aducă aminte, o curiozitate, hai să intrăm înăuntru. Dar o icoană vorbește frumos, ne exprimă ceva din dragostea lui Dumnezeu, dar nu vorbește prin ea însăși. Clericii trebuie să vorbească, creștinii trebuie să mărturisească credința și să-L primească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos nu mai convertește în biserică. Nu noi, să fie limpede, nu clericii, nu patriarhii, nu sinodalii, nu ceilalți, nu preotul convertește. Iisus Hristos predicat în puterea Duhului Sfânt, acela este cel care construi. Noi suntem economi, slujitori, care mărim trupul lui Iisus Hristos, pe care nu l-am construit noi, l-au construit apostolii, l-au construit preoții dinaintea noastră, episcopii dinaintea noastră, și noi doar îl ducem mai departe, dar să fie trupul lui Hristos în puterea Duhului Sfânt, nu e organizația noastră a clericilor împotriva laicilor sau invers, nu, cum din păcate au apărut în ultima perioadă. Deci mi se pare, iată două titluri profetice de lucrări încă neasimilate încă în biserică. Și mă tot la profeția, este într-un și îmbucurător, dar și tulburător, nu? Că este tulburător, nu? E îmbucurător, sigur, să spunem și pentru noi ardelenii, că noi ardelenii deținem soluția. Că asta e realitatea, nu. Aceste soluții s-au scris, s-au proiectat, s-au gândit aici, în acest colț de Românie. Dar ele sunt nu pentru Ardeal, ele sunt pentru toată ortodoxia românească. Pentru că e clar că Părintele Stăniloae nu este al Brașovului și nici al Sibiului, ci este nici măcar al Ardealului, este al întregii Românii și chiar al întregii ortodoxii la ora actuală. Deci e bucurător acest lucru, dar este și trist. Să vedem că lucrări care s-au scris în urmă cu aproape, știu, 80 de ani, ele nu și-au găsit receptarea, nu și-au găsit continuitatea, nu și-au găsit prelungirea și aplicarea în viața noastră parohială nemijlocită. Și să spunem că Sfântul Ierarh Andrei Șaguna este încă profet, asta înseamnă că moștenirea lui n-a fost asimilată. Deci este tulburător acest lucru. Dar mi se pare perfect actual în același timp. De ce? Pentru că biserica este comuniune. Biserica înseamnă, asta a încercat Sfântul Andrei Șaguna să spună tuturor, ecleziologia organică, ce înseamnă organic? Că biserica e un organism, asta vrea să spună. Deci și un organism, asemenea Sfântului Apostol Pavel, nu poate să spună ochiul că n-am nevoie de picior, nu poate să spună urechea că n-am nevoie de, de alte organe de simț, ci toate simțurile și organele unui organism funcționează numai în comuniune și numai împreună. Cuvântul cheie este împreună, cuvântul cheie este prietenie, cuvântul cheie este comuniune și aceste cuvinte, părerea mea, trebuie să ne legăm ca biserica să fie clerici împreună cu mireni, popor cu crucea în frunte, nu? O spus un poet chiar aici, nu? În Brașov, nu? Deci este popor cu preoți cu crucea în frunte, nu? Toate împreună. Deci cruce, preoți, clerici și popor, nu? Din păcate, nu? Sunt tendințe. Deci tinerii ne-au atras atenția cu judecata asta trimisă totuși până la urmă, tot de Dumnezeu, să nu le face proces de intenție, că tot tinerii au fost în decembrie atunci la Revoluție, nu?
Să nu zic acum că acum, atunci au fost buni, au putut să moară, iar acum, sigur, trebuie trimis la plimbare, nu? Că nu ne convine și nu vrem să-i ascultăm, nu? Și vrem să le... că ne baricadăm, poate, în certitudinile noastre. Ceea ce vor tinerii cu strigătul lor să ne spună nouă astăzi este că biserica nu este numai zid. Biserica este și popor, și biserica e prietenie între Dumnezeu și oameni, și între credincioși, între ei. Contestația vine de aici, că nu există comunie, prietenie între cler, riscă să se separă legăturile acestea. Iar legături, încă o dată, specifici ardelenești, specifici transilvanene. De ce la noi șocul acesta în Ardeal nu a fost așa de profund ca cel de dincolo de munți? Pentru că aici în Ardeal, sute de ani, preoții au fost iobagi și sclavi împreună cu poporenii lor. Deci am fost simțiți ca fiind, făcând parte din popor, biserica și poporul sunt de fapt o singură realitate, uniți în sclavie. Nu. Libertatea a început să ne dezbine. Libertatea a început să facă, și nu numai libertatea, averile au început să facă, să facă distanțe și separații între oameni. Ia gândiți-vă, sărăcia îi unește pe oameni, dar averile, să vedeți cum ai, când au oamenii ceva de împărțit, să vedeți cum